Hello, hello, bine v-am regăsit, dragii mei! De data aceasta vă propun spre analiză un subiect absolut fascinant, un subiect care cu siguranță o să fie de interes pentru toată lumea. Vorbim de tranzitul planetei Venus în semnul zodiacal al Balanței între 29 august și 23 septembrie. De ce ar trebui să vă intereseze această perioadă și ce face planeta Venus când va fi în Balanță? Pentru că Venus este micul benefic. Este planeta care guvernează dragostea, iubirea, banii, confortul, frumusețea, arta, la toate lucrurile acestea pe care cu toții ni le dorim și din care am vrea să avem mai mult în viața noastră. Așa că hai să vedem la ce ne putem aștepta în următoarele 25 de zile sub influența acestui tranzit astrologic atât de frumos, atât de benefic și atât de armonios. Păi, dacă Venus reprezintă dragostea, banii, confortul, arta, frumusețea și așa mai departe, hai să vedem ce reprezintă Balanța, ca să înțelegem mai bine un pic care este savoarea cu care vine Venus în Balanță. Păi, Balanța este un semn cardinal de aer, da? Guvernează în primul rând mentalul și comunicarea și fiind un semn cardinal, este, să spunem așa, momentul optim sau energia optimă care ne va ajuta să continuăm cu planurile și țelurile și obiectivele noastre, să nu ne dăm bătuți, da, cum s-ar spune. Balanța este și semnul zodiacal care încearcă să rezolve lucrurile prin compromis, prin negociere. E semnul zodiacal care guvernează contractele, legile, legislația, tot domeniul legislativ și juridic în general și domeniul administrativ, să-i spunem așa, într-o sferă mai largă. Practic, atunci când semnul zodiacal al Balanței este activat de anumite planete care sunt acolo, e foarte important să nu fim egoiști, dar în egală măsură nici să nu permitem ca oamenii din jurul nostru să profite de pe urma noastră. Da? Ne uităm la interesele noastre și interesele altor oameni, dar va trebui să găsim echilibru între cele două interese, între cele două polarități, între cele două dorințe, să-i spunem așa. Balanța este și semnul zodiacal care guvernează parteneriatele și aici vorbesc și de parteneriate de afaceri și de căsătorii logodne, da, parteneriate de viață pe termen lung. Și nu în ultimul rând, guvernează arta, frumosul, armonia, da, asta caută Balanța, caută zona de confort, caută să fie bine pentru toată lumea, caută să găsească un compromis astfel încât fiecare să obțină ceva ca să se simtă mulțumit, ca nimeni să nu se simtă defavorizat. Bun. Cum se simte Venus în Balanță? Foarte bine. Este la ea în domiciliu. Se simte ca la ea acasă. Da? Cu alte cuvinte, toate aceste elemente pe care le-am enumerat mai sus, în perioada aceasta, final de august până la final de septembrie, tot ce ține de dragoste, de bani, de frumusețe, de compromisuri, de a ajunge la un punct comun, de a ajunge la un numitor comun, de a rezolva lucrurile pe cale pașnică și pe cale amiabilă, curg mult mai ușor, da? Merg mult mai ușor, vin cu mare naturalețe, se așează de la sine oarecum, da? Toate aceste lucruri. Ei, dar ar fi frumos ca ecuația să fie atât de simplă. Ecuația e cea mai complicată, pentru că în acest tranzit astrologic își mai bagă nasul și Pluto. Da, și Pluto participă aici, lucrează împreună cu Venus în această perioadă. La început lucrează foarte armonios, spre finalul tranzitului lucrează cu foarte multe tensiuni. De aceea vă încurajez să vă luați notițe, să vă notați datele importante pe care o să vi le enumăr și să acționați cât mai la începutul acestui tranzit. Hai să vedem de ce. La intrarea planetei Venus în domiciliul său, da? În data de 29 august. Și putem să extindem tranzitul până prin 31 august, hai să zicem așa, că e acolo o marjă de eroare sau o rază de influență, hai să spunem așa. E în acest moment, Pluto, încă în mișcare directă, ceea ce iar e foarte important, se află la gradul 0 al vărsătorului. Venus la 0 Balanță, Pluto la 0 vărsător. Fac aspect de trigon, de susținere, cel mai armonios aspect din astrologie. Da? Și practic în acest fel ne dau cele două planete împreună, ne dau un avanpremieră, așa, o mică perspectivă asupra
potențialului suprem al vieților noastre în următorii 20 de ani. Deci, în aceste ultime zile din august, cu toții o să vedeți, o să simțiți, o să intuiți, o să visați, o să, pe diverse căi, o să aveți așa o mică avantpremieră asupra celor mai frumoase lucruri care, atenție, se pot întâmpla, se pot manifesta, se pot realiza în viața voastră în următorii 20 de ani. Aici vi se arată potențialul, dar este datoria voastră să conlucrați cu energiile Universului, să ajutați și voi Universul să manifeste în viața voastră acest potențial suprem pozitiv. Acum, pe 23 septembrie, când Venus o să iasă din zodia Balanței, când Venus se va afla la gradul 29 de Balanță, Pluto va fi retrograd la acel moment dat și va fi la gradul 29 de Capricorn. Și în această poziție, cele două planete fac aspect tensionat de quadratură. Da? Practic, la finalul acestui tranzit al lui Venus în Balanță, o să vedem exact contrastul între potențialul suprem al viitorului nostru, da? Pe care l-am văzut, l-am intuit, l-am simțit, l-am visat, l-am dorit la începutul acestui tranzit, versus realitatea ultimilor 16 ani din viața noastră, care vine și ne pune acolo tot fel de dubii. Da, ești sigur că se poate, da, ești sigur că meriți, da, ești sigură că poți, da, cumva din diverse puncte din viața noastră o să intervină toate aceste dubii care o să aibă tendința să ne limiteze, să ne pună frână. Și eu aici vă recomand să nu ascultați de aceste frâne, să apăsați mai tare pe pedala de accelerație. Pentru că aici întrebarea adevărată la care fiecare dintre voi trebuie să găsească răspunsul este: ai încredere în tine? Crezi că poți? Crezi că meriți? Pentru că dacă tu ai și o fărâmă cât de mică de dubiu, atunci da, lucrurile vor întârzia. Dar dacă reușești să lucrezi cu mentalul tău, să îți recalibrezi mintea, astfel încât într-adevăr tu să simți și să crezi că meriți cei mai buni și că poți obții cei mai buni și că e posibil, că Universul acum conspiră pentru realizarea și împlinirea tuturor viselor și dorințelor tale, atunci asta se va manifesta în realitate. Da? Plus că imediat după acest tranzit, imediat după această quadratură, Venus intră în Scorpion, intră în exil, într-o zonă în care nu se simte bine, într-o zonă în care va fi foarte greu să vă mai ajute. Și mi-aș dori să vă spun că ecuația atât de simplă și că aici se termină lucrurile. Dar mai vine un aspect astrologic, peste toate informațiile pe care vi le-am spus până acum. Este aspectul de zmeu. Da? E un aspect foarte interesant în care se formează o mare trină pe cer, un trigon. Doar că vârful de lance, care în acest caz este planeta Venus, are și o planetă în opoziție, care în acest caz este Neptun. Da? Și zmeul care se creează pe 29 august cu Venus vârf de lance, se mai recrează și pe 23 septembrie, de data aceea Soarele va fi vârf de lance. Celelalte planete, Pluto, Neptun și Uranus, fiindcă sunt planete mari, planete greoaie care se mișcă încet, rămân aproximativ în aceeași zonă, și continuă să susțină același zmeu, să recreeze același tipar de la începutul tranzitului, doar că de data aceasta nu mai e cu ușurință și cu micul benefic și cu ajutor și susținere de la Univers. De data aceasta e cu Soarele, e cu nevoia egoului, cu nevoia de a face lucruri mult mai grele și mult mai intense, astfel încât lucrurile se pună în mișcare. De aceea vă recomand, profitați de energia de la începutul tranzitului. Fiindcă este alegerea voastră, dacă vă folosiți de acest zmeu, ca să dezvoltați energia venusiană în viața voastră, ca să evoluați, să creșteți, să faceți compromisurile necesare, astfel încât lucrurile să iasă așa cum voi vă doriți, sau dacă o să vă pierdeți în lumea neptuniană a viselor și a escapismului, să spunem așa, dorinței de a vă detașa de realitate. Și atunci, da, o să faceți diverse compromisuri care voi, de fapt, nu sunteți de acord, care nu vă aduc foarte multă fericire, dar măcar opresc zgomotul din jurul vostru. Compromisuri care sunt cumva împinse asupra voastră, fie de societate, fie de familie, fie de circumstanțe, de, în fine, o grămadă de alte motive pe care o să le găsiți cu siguranță, da? Deci, ești pregătită să trăiești cu integritate, să te lupți pentru viziunea ta asupra vieții, asupra destinului tău sau
vei ceda încă o dată presiunilor sociale, familiale și etc. Decizia, ca de fiecare dată, e în mâinile tale. Bineînțeles că poți să alegi să ignori acest tranzit, da? Dacă nu te simți pregătit sau pregătită pentru tot acest succes, toată această armonie, pentru toate lucrurile astea benefice către care universul deschide, nu deschide porția, descuie poarta, da? Poarta e descuiată, nu mai e cheia băgată în ușă. Dar dacă tu nu ești pregătit să pui mâna pe clanță, să deschizi poarta respectivă și să intri în această versiune mai bună, mai benefică, mai armonioasă, mai fericită, mai bogată, mai afluentă a ta din viitor, ok, nu trebuie să faci pasul ăsta, e ok. Înțeleg că zmeul este o configurație astrală foarte tensionată și foarte grea. Nu e ușor, dar e acolo o mare trină, dar e și o opoziție. Și mai ales când vârful de lance e în zodia balanței, da, acest Venus în balanță, o să avem tendința să facem tot felul de compromisuri, să nu scuturăm prea tare barca ca să nu cădem cu toții în apă, da, e tendința asta, e acolo. Dar întrebarea mea este, dragii mei, cum au fost ultimii 16 ani din viața voastră? Pe partea de dragoste și pe partea de bani, parte financiară. Sunteți mulțumiți de ce s-a întâmplat acolo? Dacă sunteți mulțumiți, ok, nu faceți schimbări majore și drastice. Dar dacă nu sunteți mulțumiți și vreți mai mult, eu vin acum să vă zic că acum e momentul în care puteți să vedeți cum puteți să obțineți acel mai mult, da? Vi se arată, vi se dă avanpremiera către acest mai mult din viitor, către cum veți putea obține acest mai mult din viitor. Și atunci ce puteți să faceți așa într-un mod foarte simplu și foarte succint? Ce puteți să faceți? Primul rând, să fiți foarte atenți. Foarte atenți, mai ales în jurul datei de 29 august. 29, 30, 31 august, da, în perioada asta. Atenți la ce simțiți, ce gândiți, ce visați, da? Dacă vorbiți cu o persoană, schimbați doar 2-3 cuvinte. Dar ceva acolo vă rămâne așa în creier și se tot învârte o idee acolo. Poate nu puteți să știți exact de ce. Notați-vă chestia asta. Faceți-vă un jurnal, țineți-vă o agendă și notați-vă chestia asta. Ați văzut și în citirile mele pentru lună plină și lună nouă. Tot tipul vă întreb, ce s-a întâmplat în viața voastră în urmă cu 6 ani? Ce s-a întâmplat în viața voastră în urmă cu nu știu câte luni sau nu știu câți ani? Pentru că ciclurile astea astrologice sunt legate. Au un început și un final, mai au și niște puncturi culminante, au niște vârfuri, niște văi, da? Asta e realitatea astrologiei. Este să analizăm tiparele din viața noastră. Ori eu nu pot să analizez tiparele pentru fiecare dintre voi. Sunteți, la urmă, mai 17.000 de suflete aici, dragii mei. Trebuie să vă analizați și voi tiparele din viața voastră. Eu doar vă atrag atenția. Hei, acum se întâmplă ceva interesant aici. Se deschide portița către potențialul ăsta sau se închide portița către potențialul ăsta. Aici o să întâlniți niște dificultăți, dar nu înseamnă că trebuie să vă opriți. Sau aici poate e semnul că va trebui să vă opriți, dar voi trebuie să fiți atenți la ce aspecte din viața voastră, da? Eu doar vă atrag atenția că, hei, aici se întâmplă niște lucruri interesante. Bun, o să folosim acum aceste două seturi de cărți oracol, acesta va fi pentru dragoste și acesta pentru bani, pentru abundență. Le-am ales intuitiv, sunt cu un simbolism foarte interesant în spate. Uite, cel pentru dragoste vin cu simbolism feminin de la zeițele iubirii din diverse mitologii din jurul lumii, iar cel pentru bani este Divine Abundance, da? Abundența divină, un set oracol foarte, foarte mișto, mie chiar îmi plac foarte mult. Bun, înainte să trecem la detalii foarte specifice și sfaturi foarte specifice pentru voi, cum puteți efectiv să vă asigurați că o să vă meargă mai bine în dragoste și cum puteți să vă asigurați că o să vă meargă mai bine pe parte financiară, înainte să vă dau aceste sfaturi sau aceste indicații, hai să le spunem așa la mod generic, vreau să vă mulțumesc încă o dată din suflet tuturor celor care îmi vizualizați aceste filmări, această muncă pe care eu o depun aici, tuturor celor care apreciați tot efortul din spate, pentru că da, este un efort considerabil, primul rând de analiză, în al doilea rând de filtrare a datelor, de alegere intuitivă a cărților pe care le voi folosi în citirile pentru voi, de filmare, de editare și așa mai departe. Vă mulțumesc tuturor celor care dați like-uri filmărilor mele, care vă abonați canalul meu de YouTube și pentru cei care mă urmăriți pe alte platforme, pe TikTok sau pe Instagram, vă mulțumesc din suflet, nici nu vă puteți imagina cât de mult vă apreciez.
Eu chiar îmi doresc să creăm aici o comunitate dornică să evolueze, să crească, să se dezvolte, să profite la maxim de oportunitățile astrologice care apar periodic, da, din când în când, o comunitate de oameni dornici să se înțeleagă mai bine pe sine, să se dezvolte, să crească și să evolueze. Iar pentru cei care nu rezonați cu această energie, nu e nicio problemă, eu pot să dau bloc și să șterg o grămadă de comentarii care sunt puse acolo absolut aiurea și care au scopul doar de a aduce energie negativă și de a trage în jos grupul. Dacă asta vreți voi, să trageți în jos oamenii din jurul vostru, n-aveți ce căuta aici. Îmi pare rău, dragii mei, nu, n-aveți ce căuta aici. Cu siguranță o să găsiți alte persoane cu care rezonați. Nu e nicio supărare dacă eu nu sunt persoana aceea. Bun. Pentru raci, hai să vedem, dragii mei, indiferent că aveți zodia, rac, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al racului, ce au de spus cărțile oracol pentru voi, da? Cum puteți să aduceți mai multă iubire și armonie în viața voastră și cum puteți să aduceți mai mulți bani și mai multă stabilitate financiară. Începem pe partea de dragoste. Hai să vedem, dragii mei raci. Pentru voi a ieșit aici cartea de generozitate. Indiferent că sunteți singuri sau că sunteți într-o relație, că e fericită sau nefericită, că sunteți în căutare iubirii sau nu, cum puteți să aduceți mai multă pace, iubire, armonie, dragoste, veselie, optimism în viața voastră? Păi dacă vă conectați cu această energie, trebuie să fiți mai generoși. Aici generozitatea, atenție că se poate manifesta în mai multe feluri. E vorba de generozitate efectiv financiară, materială, da? Să dați cadouri, oferiți cadouri fără că să vă așteptați la nimic în schimb. Nu vă așteptați nici măcar la un mulțumesc, doar oferiți acele cadouri. Generozitate poate să însemne și să faceți donații, da, și asta vă poate ajuta. Dar generozitate înseamnă și să fiu generos cu timpul meu. Să petrec mai mult timp de calitate cu persoanele iubite. Nu că eu stau pe canapea și tu stai pe canapea, dar fiecare stăm cu nasul în TikTok. Ăla nu-i timp de calitate. Da? Efectiv, acordați-vă unul altuia atenția voastră. Ăsta e cea mai înaltă formă de generozitate, mai ales acum, în epoca contemporană în care trăim noi cu tot social media și toate rețelele astea de socializare. Să fii prezent acolo în viața persoanei de lângă tine, să fii atent la ce îți spune, la ce simte, la ce trăire are. E cea mai înaltă formă de generozitate. Bineînțeles și generozitatea materială, dar na, aia e... vine un pic pe altă zonă de karmă, să-i spunem așa. Și foarte important, generozitate fără a vă aștepta ca ea să fie reciprocată. Dacă aveți așteptări, nu mai e generozitate, că vine cu condiții. Da? Generozitate fără condiții, ei, în momentul respectiv, mai devreme sau mai târziu, o să vă fie reciprocată acea generozitate fără ca voi să cereți. Și asta e de fapt țelul vostru, ăsta e obiectivul final, da? Să primiți exact ceea ce oferiți și voi într-o relație, dar fără să cereți, să fie un lucru natural, da? Care curge de la sine. Bun, hai să vedem acum pe parte financiară pentru raci. Ce puteți să faceți ca să vă meargă mai bine pe parte financiară? Păi avem aici cartea de self-love, dragoste de sine. Și vindecare a copilului interior. Vedeți acest copil interior? Trebuie să-l vindecați, trebuie să-l găsiți, să-l căutați, să-l întrebați ce îi lipsește și să-l ajutați să se vindece. Ok. Self-love. Hai să vedem ce înseamnă asta pentru voi, dragii mei raci. Păi, ca să vă meargă mai bine financiar, în următoarele 25 de zile și în următorii 20 de ani, poate că e momentul să vă schimbați garderoba, poate că e momentul să mergeți la salon, poate că e momentul să vă răsfățați, da, doamnelor, domnișoarelor în special, dar și pentru domni se aplică, poate că e momentul să vă cumpărați un parfum sau o poșetă sau ceva care să vă crească stima de sine și să vă facă să vă simțiți mai bine în propria piele, da? În altă ordine de idei, dacă vorbim de vindecarea copilului interior, aici sunt niște lucruri foarte simple pe care le puteți face. Pe de o parte, puteți să apelați la latura terapeutică
să faceți constelații familiale, să faceți terapie Theta Healing sau Internal Family Systems. Dacă știți despre ce vorbesc și vă interesează deja subiectul ăsta, vă rog, mergeți și căutați mai multe pe acest subiect, pentru că acum e momentul optim ca să începeți pe această cale. Dacă toate cuvintele astea pe care le-am spus eu acum nu înseamnă absolut nimic pentru voi, nu e nicio problemă, înseamnă că nu asta e calea voastră și există aici alte lucruri mai simple pe care le puteți face. De exemplu, dacă în copilărie vi s-a spus nu poți să-ți cumpăr jucăria respectivă pentru că e prea scumpă și noi nu ne-o permitem, un lucru pe care poți să-l faci acum ca adult, ca să schimbi acest cod financiar limitativ care ți-a fost ție scris acolo pe creierașul tău la o vârstă foarte fragedă, este, fără un motiv anume, să mergi să-ți cumperi jucăria respectivă sau desertul, înghețata, ciocolata pe care ți-ai dorit-o, da? Și care la momentul respectiv în copilărie ți s-a spus că nu putem, că noi nu ne permitem, că e prea scump, că e prea mult. Câtă gaură în buget poți să-ți dai totuși dacă îți cumperi înghețata sau ciocolata care ți-a fost refuzată în copilărie? Hai să fim serioși, că nu, financiar nu o să-ți afecteze atât de mult bugetul, dar tu, făcând acest lucru conștient și cu intenția din spate de, ok, de ce fac chestia asta? Doar pentru că merit, pentru că pot, pentru că e un lucru care îmi face plăcere și eu sunt genul de persoană care face lucruri doar de dragul de a le face, că îmi fac plăcere și atât. Ei, în momentul ăsta în care faci în repetate rânduri aceste acțiuni cu această intenție pozitivă în spate, tu de fapt îți rescrii codurile acelea mentale limitative și în timp o să vezi că rezistențele tale față de succesul financiar și față de abundența financiară o să scadă și că inclusiv comportamentele tale autodestructive în plan financiar o să scadă și o să înceapă să-ți meargă din ce în ce mai bine. Eu vă doresc foarte mult succes, e o lună cu foarte mult potențial și sper că o să profitați la maxim de acesta. Sper că ați găsit ceva interesant în această analiză astrologică și în aceste citiri de oracol pe care le-am făcut pentru voi. Nu uitați să vă uitați la toate cele trei semne zodiacale, da? Zodia voastră, ascendentul și semnul zodiacal în care aveți luna. Dacă nu știți cum să vi le calculați, pe canalul meu de YouTube găsiți exact un tutorial, vă explic pas cu pas cum puteți să faceți asta pe gratis. Mulțumesc încă o dată, dragii mei, nu uitați să dați like acestui video, să vă abonați canalul meu de YouTube, să vă uitați și la celelalte filmări care le-am pregătit pentru voi, la horoscopul culorilor pentru luna septembrie și stați cu ochii pe această platformă, pentru că în curând, zilele următoare, vin și citirile de tarot pentru luna septembrie. Până atunci, vă doresc multă pace, armonie și vă doresc să aveți curajul să vă luptați pentru lucrurile în care credeți și pentru ce e important pentru voi și drag inimii voastre. Pa, pa!